este ultima sesiune din acest studiu pe doctrinele Harului. Ultima sesiune din studiu, nu că nu vom mai discuta niciodată subiectul perseverării și păstrării în har. Și în seara aceasta ne vom uita la felul în care Apostolul Pavel și alți scriitori din Sfânta Scriptură demonstrează că perseverarea noastră în har este sigură prin două aspecte, prin promisiunile pe care le găsim în Sfânta Scriptură și prin petițiile sau rugăciunile pe care le fac acești oameni. Argumentul în sine este foarte simplu. Acolo unde sunt promisiuni necondiționate și sunt zeci de acestea, trebuie luate ca promisiuni necondiționate. Acolo unde sunt rugăciuni sau petiții la fel necondiționate, trebuie luate în felul acesta. Mai cu seamă că ar fi o bajocoră, cum am mai spus și altă dată, să-i ceri lui Dumnezeu ceva ce El ți-a poruncit să faci tu. Da? Vedem într-un fel în Scriptură paradoxul ăsta. Dumnezeu ne poruncește, în același timp găsim promisiuni că El lucrează lucrurile acelea în noi. Da? Aș lămuri un aspect foarte important, cred eu. Am întâlnit mulți oameni care se deranjează de etichetele astea, calvinist, arminian. Eu cred că e clar pentru noi toți, dacă nu e clar să lămurim acum, pe noi nu ne interesează să ne asociem nici cu Calvin, nici cu Augustin, nici cu absolut nimenea. Dar am fi necinstiți și cu totul lipsiți de onestitate dacă n-am recunoaște că Dumnezeu i-a folosit pe oamenii aceștia în istoria bisericii într-un mod cu totul unic. Am fi nu doar necinstiți și lipsiți de onestitate, am fi oameni care am pierde foarte mult prin faptul că am ignora ceea ce Dumnezeu a lăsat prin înțelepciune dumnezeiască în capetele altor oameni. Dacă eu aș veni în această dimineață, în această seară, în locul ăsta și aș spune: fraților, mă interesează pe mine ce au scris ăștia 2000 de ani în istoria bisericii, că eu am lumina Duhului Sfânt direct. Cum ați interpreta? Ca și un om? Cum? Mândru? Nu mă mândru. Eu am și alte epitete și descrieri. Și ar fi adevărate toate. Ar fi adevărate toate. Numai că în biserica de astăzi găsim nu un asemenea om, ci o grămadă de oameni de aceștia care: oh, ce Calvin, oh, ce Luther, oh, ce reformator. Noi suntem luminați direct de Duhul Sfânt. Așa că nu mai avem un singur papă de la Roma care ne spune ce să credem. Avem milioane de papi în bisericile evanghelice care n-au nevoie de absolut nimeni. Ei n-au nevoie de înțelepciunea care a fost lăsată de Dumnezeu în istoria bisericii. N-au nevoie de darurile Duhului Sfânt lăsate de Dumnezeu în biserică. N-au nevoie de înțelepciunea altor oameni lăsată în scris, în mărturisiri de credință, în crezuri, în cărți. Ce cărți? Ce mărturisiri? Ce crezuri? El e legat, e conectat direct la Duhul Sfânt. N-are nevoie de absolut nimeni. Ce păstor? Ce? Nu, nimic. Asta dovedește o boală foarte periculoasă și otrăvitoare, care este larg răspândită peste tot în adunările evanghelice. Asta e partea neagră a reformei, ceea ce reformatorii n-au vrut să realizeze niciodată. Reformatorii au fost oameni care au dus adunările spre sursele primare, spre limba greacă, spre limba ebraică, au înființat școli. Nu și-au imaginat niciodată reformatorii că în urma lor vor veni oameni care vor spune: nu ne trebuie nimic, noi ne descurcăm singuri, noi cu Duhul Sfânt, noi singuri, micul papă Andrei Croitoru, el în studiu biblic descoperă acum din nou toate doctrinele Sfintei Scripturii și nu are nevoie de nimeni. Nu există așa ceva. Da? Deci există o tensiune. Deși înțeleg aversiunea asta de a te lega de numele unui om, nu vreau să mă numesc calvinist și așa mai departe, totuși, repet, este lipsit de onestitate, lipsit de onestitate, și este la propriu o nebunie să crezi că noi inventăm acum interpretarea cea mai corectă a Sfintei Scripturi. Da? Chiar și aia care neagă lucrul ăsta, să știți, cu toții suntem niște note de subsol la scrierile marelor reformatori. Să fim siguri de lucrul ăsta. Dacă avem impresia că deodată noi am înțeles acum doctrina justificării prin credință. Ai înțeles-o pentru că ai auzit multe predici și ai citit multe lucruri. Nu ești tu legat așa de Duhul Sfânt într-un mod unic, ai o inspirație ca autorii Sfintelor Scripturii. Am vrut să lămuresc lucrul ăsta pentru că am auzit și tot aud oameni care spun: domnule, noi nu vrem să ne numim după unul sau de altul. Nici noi nu ne numim după unul sau după altul, dar recunoaștem că Dumnezeu i-a folosit într-un mod special. În același timp, nici lucrul ăsta pe care iarăși îl întâlnesc foarte des, nu cred că trebuie să-l acceptăm,
zic unii, zice, domnule, noi le acceptăm pe toate. Noi suntem și arminieni și calviniști, noi suntem un fel de harcea parcea acolo, luăm de toate, de la toți, toate lucrurile, zice, sunt adevărate, numai depinde de unghiul din care le privești. Sau sunt calvinist în doctrină și arminian în practică. Adică eu cred cu mintea că nu-mi pierd mântuirea, dar trăiesc în fiecare zi cu frică că îmi pierd mântuirea, ca nu cumva să trăiesc în păcat. Nu, asta este o confuzie gravă a învățăturilor Sfintelor Scripturii, ca și cum Pavel ne-a spune, mă, credeți cu capul ce vă spun eu, dar trăiți cu frică după cum vreți voi. Sau e o schizofrenie asta, da? Nu, Sfânta Scriptură ne lasă învățături foarte clare care le să afecteze viața noastră, să aibă un impact puternic asupra vieților noastre. Numai să facem studii biblice, să ne aflăm în treabă. Ne vom uita la câteva rugăciuni, la câteva petiții pe care câțiva autori a Sfintelor Scripturii le lasă în cuvântul lui Dumnezeu. Și diferența dintre aceste rugăciuni și ale noastre este că rugăciunile astea sunt inspirate. Când noi spunem am fost inspirați să fac un anumit lucru, noi nu ne referim că suntem inspirați la fel cum au fost inspirați autorii Sfintelor Scripturi, da? Să fie clar lucrul ăsta, da? Am fost călăuzit de Duhul Sfânt. Ai fost, nu neg, deși ar trebui să judecăm fiecare situație în parte după cuvântul lui Dumnezeu, dar niciodată n-ai fost și nu vei fi inspirat și călăuzit cum au fost autorii Sfintelor Scripturi când au scris Biblia. Da? Așa că atunci când citim aceste rugăciuni, noi nu le citim ca niște simple rugăciuni, alte rugăciuni ale altor oameni. Nu, ce le citim ca niște rugăciuni inspirate. Multe din textele doctrinale ale Apostolului Pavel, de exemplu, sunt prezentate în interiorul unor rugăciuni. El începe, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, și începe să facă teologia mântuirii, Efeseni capitolul 1. Și veți găsi multe alte texte, alea sunt rugăciuni inspirate în interiorul cărora găsim doctrină, învățătură pentru practica și crezul nostru. Vom începe cu Domnul Iisus Hristos. Matei 6:13. Domnul Iisus face această rugăciune în finalul rugăciunii domnești, cum este numită, și spune: și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă un om, pentru tot restul vieții lui, ar fi ferit de ispită sau, dacă ar ajunge în ispită, ar fi izbăvit de cel rău care l-a atras în ispită, el va persevera, nu? Dacă din fiecare situație aș fi izbăvit de cel rău, înseamnă că voi persevera, nu? Și Domnul spune tocmai asta să fie rugăciunea pe care noi o facem. O rugăciune care, în esență, e o rugăciune pentru perseverare. Doamne, nu mă duc pe mine în ispită. Dacă am ajuns în ispită și cel rău își face de cap acolo, auzi ce spune? Izbăvește-ne de cel rău. Și dacă Domnul te izbăvește de cel rău de fiecare dată când cel rău te ispitește, înseamnă că vei persevera. Domnul Iisus Hristos nu spune că noi putem să facem lucrul ăsta prin noi înșine. Că de asta ne pune să ne rugăm. Calvinismul nu este o doctrină care ar trebui să te ducă să spui: oh, fiindcă învățăm că mântuirea nu se poate pierde, ok, nu trăim cum vrem noi, dar trăim liniștiți. De acum nu mai ai treabă, domnule. Nu, Domnul Iisus Hristos spune că ispita diavolului este serioasă, că atacurile lui sunt serioase și că noi trebuie să luăm în serios ispita și pe satana. Și pentru că luăm în serios pe satana și luăm în serios ispita, ce vom face? Nu stăm și tremurăm de frică, ci ne plecăm pe genunchi înaintea Dumnezeului suveran care ne poate izbăvi din ispită sau de ispită și de cel rău. Asta vom face, ne vom ruga, nu vom sta nepăsători. Un al doilea text, Psalmul 80, versetul 17 și 18. Fie mâna ta peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți l-ai întărit, și nu ne vom întoarce de la tine. Ia ascultați, ordinea. Fie mâna ta peste mine, da, înlocuim fraza lungă, pe care ți l-ai întărit, fie mâna ta peste mine și nu ne vom întoarce de la tine. Care o generează pe care? Fie mâna ta peste mine și dacă este mâna ta peste mine, nu mă voi întoarce de la tine. Dacă mâna lui Dumnezeu n-ar fi peste noi, noi credem că ne-am depărtat de Dumnezeu, ceea ce se întâmplă în viața noastră. Dar când mâna lui Dumnezeu este peste noi, spune: nu ne vom întoarce de la tine. Înviorează-ne și vom chema în numele tău. Vedeți ordinea? Dumnezeu face ceva în noi și lucrarea pe care Dumnezeu o face în noi este eficientă 100%. Noi nu ne vom întoarce de la El.
Eu cred că nu odată în viață s-ar întâmpla la asta, ci în fiecare zi s-ar întâmpla de multe ori lucrul ăsta, m-aș întoarce de la Dumnezeu definitiv dacă mâna lui Dumnezeu n-ar fi peste mine. Dar când mâna lui Dumnezeu este peste mine, eu nu mă voi întoarce de la El. Asta este rugăciunea noastră, da? Întoarce-ne la tine, spune unul dintre profeți, și ne vom întoarce. El recunoaște că nu doar întoarcerea inițială, când te pocăiești, te convertești, ci și întoarcerea pe tot parcursul vieții noastre este în mâna lui Dumnezeu și noi ne rugăm lui Dumnezeu în felul acesta să ne învioreze, să ne întoarcă la El. Al treilea text. Psalmi 119 cu 36. Și aici, când veți auzi textele astea, aș vrea să aveți în minte lucrul ăsta. Care este felul în care Dumnezeu lucrează perseverența în viața noastră? Auziți ce spune. Pleacă-mi inima. Continuăm imediat. Pleacă-mi inima. Ăștia învață că Dumnezeu forțează să se pocăiască. Nu. Pleacă inima. E un limbaj frumos, nu? Pleacă inima. Nu ți-o zdrobește Dumnezeu? Nu ți-o distruge Dumnezeu? Spune că ți-o pleacă. Dar cum îți pleacă Dumnezeu inima fără să-ți violenteze libera ta voință? Habar nu am și nici nu mă interesează. Pe mine mă interesează să perseverez în har. Și mă rog lui Dumnezeu să perseverez în har. Să îmi plece Dumnezeu totdeauna inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Să aleg întotdeauna voia Domnului. Îl rog pe Dumnezeu ca să îmi plece totdeauna inima spre învățăturile Lui, ca să perseverez în voia Lui. Cum face Dumnezeu lucrul ăsta? Nu știu, dar știu că o face. Și că poate să facă lucrul ăsta și că vrea să facă lucrul acesta și ne arată un exemplu de oameni care se roagă să facă Dumnezeu lucrul ăsta. Noi zicem în Noul Testament, exact aceeași idee, același lucru. 2 Tesaloniceni 3 cu 5. Deci, oamenii tot bolborosesc așa împotriva acestui lucru. Cum face Dumnezeu? Cum are Dumnezeu inimile noastre în mâinile Lui? Cum le drămăluiește El? Ia auziți cum. Domnul, se roagă Pavel, Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. Dragostea lui Dumnezeu este suma tuturor cerințelor lui Dumnezeu pentru noi, da? Să-L iubim pe Dumnezeu, asta e suma tuturor cerințelor. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, perseverezi. Și spune spre răbdarea lui Hristos, spre perseverarea lui Hristos. Dar acestea sunt lucrările lui Dumnezeu, nu ale noastre. De asta se numește sfințirea Duhului, răbdarea Lui. Acum, noi știm foarte clar că Dumnezeu în ceruri nu are nevoie să se iubească pe sine, deși face lucrul acesta necurmat din veșnicie în veșnicie. Asta este o rugăciune pentru noi, să ne îndrepte inimile spre lucrurile acestea, da? Să ne îndrepte inimile. Dumnezeu face lucrul ăsta, are inimile noastre în mâinile Lui. Le poate modela. Noi când ne rugăm conștienți de lucrul ăsta. Dumnezeu poate modela inimile. Dumnezeu, auziți, poate, Psalmistul a spus că le pleacă, acum spune că le poate îndrepta. Nu le frânge, le îndreaptă. Nu ne spune exact procesul în care face Dumnezeu lucrul ăsta, dar dacă nu ne spune, probabil că nu putem înțelege. Dar credem că poate să facă Dumnezeu lucrul acesta. Poate Dumnezeu să facă lucrul acesta. 1 Tesaloniceni 3, 12 și 13. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, da? Iar dragostea care este suma tuturor cerințelor, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și pe aproapele noastre. Și au zis, ca să vă se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. Foarte multe rugăciuni făcute pentru perseverență până la capăt. Pentru că Apostolul Pavel era sigur că această lucrare a perseverenței este făcută de Dumnezeu. Domnul să vă facă să creșteți, ca să fiți întăriți, ca să fiți până la venirea Domnului. El crede că Dumnezeu poate să facă lucrarea asta noi până la capăt. Tesalonicenilor le scrie lucrul acesta și în prima epistolă și în a doua epistolă. Celor din Filip le scrie lucrul acesta, capitolul 1, versetul 9 și 10. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult. Vedeți ce interesant. Pavel le spune lor că trebuie să iubească și în același timp să roagă ca Dumnezeu să lucreze dragostea asta în ei. Pentru că el știa că ei nu pot. Te întreb pe tine, ce ai să faci? Trebuie să iubești frații, ce o să faci? Te ieși în oglindă și spui dimineața, trebuie să-mi iubesc frații, am vreo doi frați în biserică pe care nu-i suport. Iertați-mă, o bajocorie, o prostie, ce o să faci? Ce o să faci ca să iubești? Ce o să faci? Pavel știe ce să facă. Le spune să iubească, le poruncește să facă lucrul ăsta și după aceea se pune pe genunchi. Domnul să vă facă să creșteți în dragoste. Da? Tot
caut mai mult în orice cunoștință și orice pricepere ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți și curați și să nu vă potigniți până în ziua lui Hristos. Cine generează acel lucru care îi face să nu se potignească? Să nu abandoneze până în ziua lui Hristos? Cine? Dumnezeu, cu de asta se roagă lui. Tot în Tesaloniceni 1:11-12. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere. Cu puterea cui? Cu puterea Lui, nu? Dumnezeu să împlinească în noi. Vezi, Dumnezeu nu ne asistă. Limbajul arminian, semi-pelagian, pelagian folosește expresia asta. Dumnezeu ne ajută, Dumnezeu ne asistă. Ca și cum Dumnezeu e conlucrător cu noi. E folosit odată textul ăsta în Sfânta, sau expresia asta în Sfânta Scriptură, referindu-se la slujitori, la slujire, și el folosesc pretutindeni. Dumnezeu e conlucrător. Adică Dumnezeu stă cumva cot la cot cu noi, suntem pe tarlaua sfințeniei, sfințirii noastre progresive, suntem pe tarlaua perseverării și Dumnezeu face puțin. Noi facem puțin, Dumnezeu zice, ai făcut? Bun, fac și eu, continui. Și tot așa. În tandem, da? El puțin, noi puțin, el puțin, noi puțin, el puțin, noi puțin. Ce spune Pavel? Dumnezeu împlinește în noi, cu puterea Lui, orice dorință de bunătate. Oricât de reformați și de calviniști am fi noi în doctrină, câteodată tot nu credem că Dumnezeu chiar se duce la orice dorință să o împlinească El în noi, că noi nu suntem în stare să punem în aplicare și în practică, să ducem la capăt măcar o dorință, una! Fără Dumnezeu. Nu există nicio dorință de a face bine care să nu vină de la Dumnezeu și care să nu fie dusă la împlinire fără Dumnezeu. Nu există. Mă înțelegeți? Nu există. Nu te poți lăuda nici măcar cu atâta lucru, cu o dorință de bunătate împlinită. Nici cu atâta lucru nu te poți lăuda. Totul vine de la Dumnezeu. Și zice aici, și orice lucrare sau orice faptă izvorâtă din credință. Credința o am ca dar de la Dumnezeu, ca să spune Biblia. Iar fapta credinței, o credință fără fapte e moarte, fapta credinței nu este produsă în noi, de noi, ci este produsă de Dumnezeu. Întrebarea este, de la punctul în care credința pulsează, da? În noi, ai o credință vie, pulsează, până la punctul în care înfăptuiești o faptă, da? Faci o faptă a credinței acestea, de la punctul ăsta până la punctul ăsta, este lucrarea lui Dumnezeu. Tu ai credința deja în tine ca dar al lui Dumnezeu. Dar nu e suficient Dumnezeu, spune, ți-am dat credință, ce vrei mai mult? Eu ți-am dat credință, dar nu am dat totul. Din clipa în care te mântui, eu ți-am dat totul. Vrei să fac eu totul? Și Pavel spune că se roagă ca Dumnezeu să împlinească în noi orice lucrare sau orice faptă izvorâtă din credință. Nu e suficient că Dumnezeu mi-a dat o credință vie. El o face să pulseze, să realizeze, să înfăptuiască lucruri. El o face. Și dacă ea nu înfăptuiește, înseamnă că n-am o credință adevărată, n-am credința aleșilor lui Dumnezeu sau n-am credința care e primită ca dar, ca harul al lui Dumnezeu. Pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Sunt două aspecte aici care îl face pe Dumnezeu să lucreze în noi perseverența. Harul Lui și slava Lui. Asta spune. Potrivit harului Lui. Și pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi. Deci dacă ai făcut o faptă a credinței, nu te poți lăuda cu ea. Am făcut un bine, am ajutat, nu te poți lăuda nici măcar cu lucrul ăsta. Nu te poți lăuda. Pentru că este făcut datorită harului lui Dumnezeu în noi și este făcută pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă tu ai face-o prin puterea ta proprie, n-ai putea să dai slavă lui Dumnezeu. Dar știți cum spunem noi, cum vorbim noi și cum ne rugăm noi ca să furăm din slava lui Dumnezeu? Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat oportunitatea să. Nu ți-a dat Dumnezeu oportunitatea, ți-a dat puterea să faci lucrul ăla. Ți-a dat voința să faci lucrul ăla, ți-a dat dorința să faci lucrul ăla. Nu ți-a dat oportunitatea. Dumnezeu nu dă posibilități. Posibilitățile nu există ca fapte reale. Dumnezeu nu dă posibilități. Doamne, ne-ai dat posibilitatea să venim la biserică, dar noi am ales să venim. Tu ne-ai dat numai posibilitatea. Nu, Dumnezeu a realizat venirea ta la biserică. Și când ai avut dorința să vii la biserică și totuși ai venit împotriva dorinței tale, e mai clar un semn că Dumnezeu te-a adus acolo. Cum a lucrat în inima ta? Nu știu să spun exact, dar știu că e lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți până ne merge intervenția harului lui Dumnezeu în viața noastră pentru slava Domnului Iisus Hristos? Ne ia Dumnezeu orice motiv de laudă. Numai proști să fim să ne lăudăm, când știm că Dumnezeu lucrează
La fiecare pas. De la prima pulsiune a credinței până la realizarea unei fapte a credinței, de la cap până la coadă este lucrarea lui Dumnezeu. Câtă puțină minte au atât de mulți creștini care zic, Doamne, îți mulțumesc, Tu ai creat o posibilitate. Ei și jertfa Domnului pun ca posibilitate. Posibil să fie mântuiți toți, da, vom vedea. Nu, acolo este o realitate, este realizată mântuirea. Domnul Iisus nu s-a să moară pentru posibilități, da? Deci Dumnezeu nu ne dă numai oportunități, Dumnezeu face lucrări în noi, face lucrări în noi. 1 Tesaloniceni 5:23. Numai când vă puneți să căutați odată pasajele astea, numai când vă puneți și vă propuneți să faceți lucrul ăsta și puneți la lucru proiectul ăsta, veți vedea în ce măsură vede Apostolul Pavel lucrarea lui Dumnezeu în sfințirea noastră. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși. Ce nebunie să credem că ne putem sfinți pe noi înșine. Frați și surori, cât trebuie Dumnezeu să ne lase să ne chinuim la propriu în anumite păcate, luptându-ne cu niște probleme banale din viața noastră și ne putem să facem nimic împotriva lor. Ca să înțelegem că Dumnezeu este nevoie pentru sfințirea celui mai micuț păcat din viața noastră, este nevoie ca însuși Dumnezeu să intervină. Însuși Dumnezeu. El însuși să ne sfințească. Și cum ne sfințește El? Auziți? Pe deplin. Dumnezeu nu face lucrări pe jumătate. Un om neprihănit tot ce începe duce la bun sfârșit. Dară-mi-te Dumnezeu. Dară-mi-te Dumnezeu. El ne sfințește El însuși pe deplin. Duhul nostru, sufletul nostru, trupul nostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți câte texte leagă lucrarea lui Dumnezeu de sfârșit? Când lucrează Dumnezeu, Dumnezeu lucrează până la sfârșit. O grămadă de rugăciuni. Tesaloniceni, Filipeni în Tesaloniceni, de vreo 4 ori cred că se roagă. Dacă nu de mai multe ori, ca Dumnezeu să facă lucrarea până la capăt, până la capăt. Pentru că Apostolul Pavel a înțeles că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Evrei. Mergem pe mai multe epistole. Evrei 13:21. Dumnezeu să vă facă desăvârșiți, auziți, în orice lucru bun. Și pun accentul pe acest cuvânt. Orice lucru bun. Oricare lucru bun. Oricare lucru bun care este necesar pentru desăvârșirea noastră este făcut de Dumnezeu în noi. Ca să faceți voia Lui. Și să lucrezi. Uitați cum lucrează Dumnezeu. Nu lucrează tandem în noi. Nu facem un duo cu Dumnezeu. Și să lucreze în noi ce este plăcut. Dumnezeu zice, îmi place lucrul ăsta. Și zice, Doamne, fă-l Tu în mine. Ce-ți place, Doamne? Lucrează în mine ce-ți place. Poate ție nu să-ți placă după aia ce-i place lui Dumnezeu să lucreze în tine. Nici fel de problemă. Asta este esența perseverării. Asta este esența perseverării. Și auziți cum încheie. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. După ce se roagă ca Dumnezeu să lucreze în noi perseverarea, dă glorie lui Dumnezeu. De ce? Că El face lucrarea. Că El face lucrarea. Iară Tesaloniceni. 2 Tesaloniceni 2:17. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu să vă mângâie inimile. Vedeți iarăși accentul pus pe lucrarea lăuntrică asupra inimilor noastre. Dumnezeu modelează inimile, ni le pleacă, ni le îndreaptă, ni le mângâie, ni le întărește. Știe El ce să facă în inimile noastre? Și să vă întărească în orice lucru bun. Ia auziți până unde merge lucrarea lui Dumnezeu. Și cuvânt bun. Și cuvânt bun. N-a ieșit de pe gura ta niciodată un cuvânt bun care să fi fost spre gloria lui Dumnezeu fără să fi fost rostit fără puterea lui Dumnezeu. Niciunul. Toate cuvintele bune ieșite din gura ta pentru gloria lui Dumnezeu, care au făcut ceva bun pentru împărăția lui Dumnezeu, a ieșit de acolo datorită harului lui Dumnezeu și lucrării lui Dumnezeu în noi. Până acolo merge. Ce înseamnă să predici constant într-o adunare și să spui biserice, voi trebuie să vă sfințiți, să arăți toate poruncile Bibliei, ceea ce este bine și normal. Este bine și normal, dar fără să spui acelor oameni că întreaga putere de care ai nevoie și întreaga lucrare depinde în totalitate de Dumnezeu. De Dumnezeu. Tot. Iuda 1:24. Aici e și o promisiune și o premiză de la care pornește Iuda și o rugăciune. Iar aceluia care poate să vă păzească și ești foarte precis. De orice cădere. Vedeți? Nu vorbește în termen general de toate căderile.
aproape în toate pasajele pe care le-am citit să folosește cuvântul orice lucru bun. Orice. Orice cădere. Și să vă facă ca să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Auziți procesul sfințirii cum se termină. Plin de bucurie înaintea slavei sale. Când ești în școala suferinței și în școala dătătoare de neprihănire, te cam dor unele lucruri. Dar la final spune că ne vom înfățișa plin de bucurie înaintea slavei sale, pentru că Dumnezeu ne păzește de orice cădere. Orice cădere. E bine să ne deschidă Dumnezeu mintea și să ne rugăm să facă lucrul ăsta, să vedem câte căderi sunt înaintea noastră și care nu sunt ale noastre, numai datorită harului lui Dumnezeu. Nu știu, noi am dezvoltat și lucrul ăsta trebuie corectat, mai ales când ești din sistem, am dezvoltat un mod de a ne ascunde unii de alții, de a ne ascunde slăbiciunile unii de alții. Ce o să zică frață că Andrei se luptă cu nu știu ce? Ce o să zică frață că lui Andrei a trecut asta prin cap? Și stai și mocnești în păcatul tău, prostește în păcatul tău, până când păcatul tău ajunge public. Și au fost oameni lângă tine care au putut să te ajute. Și el după aia, după ce a fost prostul de mine, ăla au fost om care au putut să mă ajute. Au fost atâția oameni lângă mine. Și am stat acolo și mocnim în păcatul nostru sau în problemele noastre sau în obiceiurile noastre proaste sau în anumite lucruri din care nu putem ieși și nu ne ducem să spunem cuva, soră, dragă, uite, eu sunt mai tânără, te rog, ajută, sfătuiește-mi și dă-mi și mie lumină, spune-mi și mie, vai, soră, eu n-am crezut că tu ești în starea de așa ceva. De ce n-ai crezut? Sau ai auzit prin ce trece, frate? Vai, nu mi-a venit să cred. Fratele cu tare, vai, să fac așa sau așa. Dumnezeu ne lasă de foarte multe ori în situații astea în care să vedem urățenia, gravitatea, parșivitatea propriilor noastre păcate, că atunci când ne scoate din ele, în mod direct sau cu ajutorul fraților noștri, prin metode harului, să dăm glorie numai lui Dumnezeu. Întrebarea este, și eu cred că ăsta ar fi un semn foarte serios al nașterii noastre din nou și al comuniunii noastre cu Dumnezeu, dacă avem momente din astea în care Dumnezeu ne revelează hidoșenia păcatelor noastre, puterea păcatului din viața noastră, chiar în viața noastră, celor care avem firea pământească răstignită. Atunci strigi după ajutor și la Dumnezeu și la frați. 2 Tesaloniceni 3:3. Credincios este Domnul. Vedeți, perseverarea este legată nu de credincioșia ta. Frate, da, eu cred că Dumnezeu ne păstrează dacă noi, da, domnule, tu trebuie să perseverezi, cu siguranță. Dar Pavel leagă perseverarea noastră de credincioșia lui Dumnezeu. Credincios este Domnul, El vă va întări și va păzi de cel rău. De ce va face lucrul ăsta? Dacă tu te ții în mâna Domnului, Nu, fiindcă El e credincios. Eu sunt credincios fiindcă El este credincios. Eu îl iubesc fiindcă El m-a iubit. Eu îl aleg fiindcă El m-a ales. Asta e relația de cauză și efect. Nu eu îl cauzez pe Dumnezeu. Ăsta este semen pe alagianismul. Dumnezeu face dacă tu faci un pas. Și El așteaptă să faci un pas micuț către Dumnezeu și El face restul. Nu? Credincioșia lui Dumnezeu față de noi este ceea ce ne ține în acest proces de perseverare. Filipeni 1:6. Sunt încredințat. Le spune, nici măcar Pavel zice n-avea siguranța mântuirii, că zice, țin în stăpânire trupul, mă port astfel cu trupul meu, ca nu cumva eu însumi să fiu lepădat. Vedeți, fraților? Pavel nu avea siguranța mântuirii. Pavel stătea stresat în continuu ca Luther și mărturisea păcatele închipuite și neînchipuite pe care le-a făcut câte 6 ore pe zi, ca nu cumva să-și piardă mântuirea. Vedeți, Pavel era și el terorizat. Cu atât noi ar trebui să fim terorizați de gândul pierderii mântuirii noastre. Pavel spune că e încredințat nu cu privire la el, ci cu privire la ceilalți. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi, ia auziți, până în ziua lui Iisus Hristos. Și încredințat nu că ei o vor isprăvi, ci că Dumnezeu o va isprăvi. Asta e credință. El are siguranța mântuirii, dar nu are o siguranță mântuirii pentru sine. Vedeți, are siguranța mântuirii și pentru ceilalți. Și are o siguranță mântuirii pentru ceilalți care este legată de Dumnezeu, nu de om. Noi legăm siguranța de om. Dacă tu ai făcut. 1 Corinteni 1:8. Toate epistolele merg în același fel. El vă va întări până la sfârșit. În așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Știți ce e interesant? El pornește cu această siguranță
că frații din Corint vor fi întăriți până la sfârșit. Vă aduceți aminte ce era în Corint? Era dezbinare, era desfrânare, era batjocorirea cinei Domnului. Ce făcea Dumnezeu cu ei? Dădea Dumnezeu de pământ. Și nu puțin dorm. Eu omorâse Dumnezeu. Dau pe un asemenea om pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhului să fie mântuit în ziua lui Hristos. Chiar și acelui curvar nenorocit de acolo. Chiar și pentru curvarul ăla nenorocit, dacă era născut din nou, Pavel are siguranța mântuirii pentru el. Dar știe că dacă o intra pe mâna satanei, Dumnezeu face ce trebuie să facă în viața lui. Ca să nu-l piardă. Chiar și pe omul acela. Chiar și pe David. Pentru că era a Domnului. Era a Domnului. Nimeni nu se poate juca cu lucrurile acestea. Adică las cumva o să lucreze Dumnezeu sfințirea în viața mea. Da? O să lucreze. Dacă ești născut din nou. O să lucreze. Dar cred că o să te doară cam tare. 1 Ioan 3:9. O promisiune fantastică. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Haideți să punem invers. Cine păcătuiește? Deci dacă oricine, auziți, oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Asta înseamnă că cine păcătuiește, nu este născut din Dumnezeu. Nu e născut din nou. El spune, calviniștii ăștia spun că cine a căzut de la credință, nu a fost născut din nou. Ioan spune, nu calviniștii spun. Ioan spune. Duhul Sfânt spune, nu calviniștii spun. Nu mă interesează pe mine ce spun calviniștii, dacă nu spun după Biblie. Ioan spune asta. Oameni buni, Ioan spune asta. Dar, acum, bineînțeles, întrebarea spune, ce înseamnă păcătuiește? Vezi, nu spune oricine face păcat. Nu așa spune. Spune, auziți, oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Nu are un stil de viață continuu. El se bălăcărește în păcat și nu-l doare capul pentru că face lucrul acesta. Dar de ce nu păcătuiești? Îți dă și explicația. De ce nașterea din nou previne trăirea în păcat? De ce? El explică. Pentru că sămânța lui, ascultați cuvântul, pentru că sămânța lui rămâne. Cine perseverează? Dumnezeu care a pus sămânța lui în noi, o face ca sămânța lui să persevereze în noi. Ne face părtași firii dumnezeiești și face el ca să persevereze lucrarea lui în noi. Și nu poate păcătui. Cum să-mi pierd mântuirea dacă nu pot păcătui? Acum spune, nu poți păcătui. Așa spune Biblia, eu iau promisiunea asta. Dacă tu vrei să iei o promisiune super arminiană, semi-pelagiană sau pelagiană, iau-o pentru tine. Eu îmi iau promisiunea asta, ascultați. Cine este născut din Dumnezeu nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Eu nu pot păcătui. Fac păcat, da, fac păcat, dar nu pot păcătui. Nu pot să trăiesc o perioadă sau nu pot să trăiesc un stil de viață continuu în păcat, să mă bălăcăresc în păcat, să nu-mi pese de lucrul ăsta, fără ca Dumnezeu la un moment dat să intervină cu mare putere în viața mea. Nu se poate. Dacă sunt născut din Dumnezeu. De ce? Spune, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în mine. Și sămânța lui Dumnezeu care rămâne în mine este mai puternică decât orice păcat care ar putea să apară în viața mea. Efeseni 2:10, că noi suntem lucrarea lui. Cauză și efect. Suntem în prezent lucrarea lui, da? Ne-a lucrat Dumnezeu, el ne-a construit, el ne-a făcut așa și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Acum știți ce zic unii? Zic normal. Că zice că ne-a pregătit Dumnezeu mai dinainte faptele astea bune ca să umblăm în ele. Adică Dumnezeu îți dă, fii atent cum, Dumnezeu îți face schița cu fapte bune, cu voia lui și tot dă, ți-am pregătit-o. Trăiește cu faptele bune. Acum, dacă Dumnezeu face așa, într-adevăr, totul depinde de tine, nu? Acum, când îmi spune mie nevastă mea că mi-a pregătit mâncare, eu la ce mă gândesc? Păi mă gândesc că mi-a pregătit o hârtiuță în care mi-a scris să pune 30 minute la aragaz, după aceea să preasară puțin mărar, după aceea... Asta înțeleg eu când spune nevastă mi-a pregătit mâncare? Nu, când îți la birou și îmi spune că mi-a pregătit mâncare, duce și cheamă pe fratele Mihai, fratele Mihai să gândește că ajunge acasă și mănâncă un borș moldovenesc și puțin oltenesc. Da, asta se gândește, asta îi trece lui prin cap. El nu se gândește că ne-a trimis, ne-a făcut o schiță și ne spune cum să pregătim noi borșul. Și că ne ducem acasă și oale spuse acolo și noi ne apucăm de mâncat. Asta înțelegem noi. Când Dumnezeu ne pregătește faptele bune, nici noi n-ar trebui să înțelegem că Dumnezeu ne-a pregătit o schiță. Așa, un labirint. Faceți așa și mergeți. Și ne-a dat și un GPS pentru treaba asta. Nu. Dumnezeu nu așa pregătește faptele bune. Dumnezeu lucrează și avem atâtea texte în Biblie în care ni se arată că Dumnezeu lucrează. Un text deosebit de important, Ioan 15:16, nu voi m-ați ales pe mine? Ioan 15, da? Știți că Ioan 15, poate cel mai frecvent cuvânt Ioan 15 este să rămâi în el.
să rămâi. Spune, rămâi. Observație foarte interesantă în pasajul din Ioan 15, dacă nu rămâi, te tai, te arunc afară. Observație interesantă este aceea că Domnul Iisus spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Păi cum să fie bucuria mea deplină dacă îmi spune că mă taie? Nu ar trebui să-ți pui o întrebare. Cum ar trebui să interpretez pasajul ăla care, ca să te ducă la ce? Nu spune la teroare să te ducă. V-am spus aceste lucruri ca să fiți terorizați? Că vă pierdeți. Nu asta spune. V-am spus aceste lucruri ca bucuria voastră să fie deplină. Și mai spune Domnul Iisus Hristos, după ce îi îndeamnă să rodească, să rămână în el ca să rodească, spune că nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi și v-am rânduit. V-am predestinat să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. El a hotărât ca roada noastră să rămână. El a hotărât ca noi să rodim. Noi rodim pentru că el a hotărât asta. De asta ne bucurăm. Că el a predestinat și perseverează în lucrarea roadei lui în noi și roada lui rămâne în noi. Rămâne în noi. Acum, să presupunem că Domnul Iisus Hristos ar spune în textul ăsta în felul următor. Vă ajuns aminte, trebuie cuplat tot pasajul, Domnul Iisus spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic, da? Și cineva ar spune în felul următor, domnule, da, uite, sunt de acord cu tine, el face, așa e, despărțiți de el, nu putem face nimic. Așa spune textul, n-ai ce să faci, textul spune așa, da. Dar noi atâta trebuie să facem. Trebuie să vrem să rămânem în El. Și eu sunt de acord cu tine că trebuie să vrem să rămânem în Hristos, nu? Cineva spune așa, Dumnezeu lucrează orice în tine, domnule, numai rămâi în El. Numai rămâi în El. Și eu sunt de acord că trebuie să rămâi în El. Dar dacă tu după pasajul ăsta ai înțeles că tu atâta lucru poți să faci despărțit de Hristos, să rămâi în El. Că depinde de tine să rămâi în El. El face totul, numai tu să rămâi în El. Ai negat însă și esența pasajului care spune că despărțit de mine nu puteți face. Eu nu pot să voiesc să rămân în El fără El. Că neg toată lucrarea perseverării. Eu nu pot să voiesc să rămân în El fără El. Eu nici măcar să voiesc nu pot să fac fără El. Eu tot ce fac, fac prin El. Și Pavel arată lucrul ăsta. Și dorința de bunătate și fapta izvorâtă din credință, totul vine de la Dumnezeu. Totul vine de la Dumnezeu. Vă mai citesc un pasaj sau două și ne apropiem de încheiere. Filipeni 2 cu 12, nu? Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători. Vedeți cum trăiesc creștinii? După cum? Totdeauna ați fost ascultători. Ei nu trăiesc în păcat. Le-a spus în capitolul 1, Filipenilor, că el care a început această bună lucrare o va duce la bun sfârșit. Dar ei nu trăiesc în păcat. Când le dă Pavel siguranța, ne-au spus că Dumnezeu duce lucrarea la bun sfârșit. Putem să trăim bine, mersi de acum. Nu le dă siguranță că Dumnezeu lucrează în ei și după aceea vine și le spune, perseverați în mântuire. Și niciunul din Filip nu zice, păi Pavel ești inconsecvent. Păi n-ai zis că Dumnezeu lucrează în noi? Hai să luăm o situație din viața noastră obișnuită. Da? Pe care am folosit-o mai înainte. Mâncarea e gata. Dacă mâncarea e gata, de ce să mă mai duc eu să mănânc dacă mâncarea e gata? Dom'le, mă duc să mănânc tocmai pentru că mâncarea e gata. Înțelegeți logica? Dacă ea mi-a spune, mâncarea nu e gata, fă-ți-o singur. A, poate mă duc, poate nu mă duc. Poate îl rog pe fratele Mihai să ducem să mâncăm în oraș. Știi? Dar dacă îmi spune mâncarea e gata, lucrul ăsta mă impulsionează pe mine să mă duc să mănânc. La fel este cu lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, eu lucrez în voi și eu nu zic după ce El îmi dă promisiunea asta, a, fiindcă lucrează El în noi, eu să nu mai fac nimic. Nu zic, oh, acum sunt mai impulsionat să lucrez și eu. De ce? Fiindcă știu că Dumnezeu este la lucru în mine. Asta e logica. Vezi, oamenii folosesc o logică inversă, dacă o poți numi logică, o logică diabolică, satanică, pentru a spune că e irațional să faci promisiuni și după aceea să dai porunci. Că dacă mi-ai promis că Dumnezeu lucrează în tine, de ce să mai fac eu ceva? Tu să faci ceva tocmai pentru că Dumnezeu lucrează în tine. Tocmai de aia. Asta e singurul motiv pentru care ai putea să perseverezi, fiindcă Dumnezeu e deja la lucru. Ce ar fi să-ți dau în fiecare duminică porunci și să spun tot depinde de tine, să știi. Dumnezeu undeva în cer, a învârtit ceasul universului, noi suntem singuri bezmetici aici pe pământ, vedem care scâmbă cumva până la capăt. Cu ce te-ar ajuta asta? Dar nici nu contează. Până la urmă, dacă aș spune lucrul ăsta, dacă nu are nicio treabă cu Biblia, nu are nicio importanță pentru nimeni, la propriu. Dar cam așa și imaginează unii universul. Da, Dumnezeu a învârtit ceasul universului, ne-a lăsat pe noi aici să ne descurcăm și vedem, scapă cine poate. Da? Scapă cine poate. Biblia nu spune așa.
Și Biblia nu spune că Dumnezeu lucrează cot la cot cu noi, auziți cum lucrează. Prea iubiților, păcuni, totdeauna ați fost ascultători. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Ce a spus el înainte care te face să ai frică și cu tremur? Ce a spus Pavel înainte? A spus despre smerirea de sine a Domnului nostru Iisus Hristos. Ce a plătit Dumnezeu ca să înfăptuiască mântuirea noastră. Și lucrul acela, prețul pe care Dumnezeu l-a plătit, trebuie să ne facă să umblăm cu frică și cu tremur. Nu că ne pierdem mântuirea, ci văzând ce a făcut el pentru noi, da? Numai că sunt eu de față și cu mult mai mult acum în lipsa mea, căci știm pasajul ăsta deja așa de bine, e fundamental pentru teologia noastră. Îi dă o poruncă și după aceea îi dă o promisiune. Dă gaz! Da? Îți arată puterea pe care ți-o dă Dumnezeu. Căci Dumnezeu este acela care lucrează unde? Pe cum lucrează? Eu vă întreb pe dumneavoastră. Credeți că Dumnezeu a lucrat azi în dumneavoastră perseverență? Sau lucruri bune? Alea rele sigur nu au venit de la el, au venit de la noi. Credeți că Dumnezeu a lucrat în noi azi ceva bun sau nu? Da. V-a sunat Dumnezeu pe telefon înainte să lucreze lucrul ăla bun? Iertați-mă, nu v-a spus, dar n-ați avut nicio revelație, nicio vedenie și să spună Dumnezeu, fii atent, pregătește-te, ține-te bine, că acum încep să lucrez cu putere în tine. E puterea dumnezeiască acolo. Nu știi când Dumnezeu a lucrat în tine, corect? Nu știi. Dar ai promisiunea că El a lucrat în tine. Dar nu știi când a făcut lucrul ăsta. Așadar, tu nu aștepți când Dumnezeu o să lucreze în mine. Dumnezeu lucrează tot timpul în tine. Tot timpul. Când îți dai seama, când nu îți dai seama, Dumnezeu lucrează tot timpul în tine. Dumnezeu lucrează în voi. Auziți, ce lucrează Dumnezeu în noi? Și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Deci El nu îți dă doar fapta realizată. El te duce până la realizarea unui lucru. El îți dă și voința aceea care ar duce la realizarea lucrului respectiv. Cu ce să te lauzi? Cu nimica. Cu ce ai putea să te lauzi? Cu absolut nimica. Cu absolut nimica. Cu absolut nimica. Și închei cu un singur pasaj. Scriptura arată că în noi s-a făcut o lucrare dumnezeiască de moarte față de păcat, de regenerare care garantează lucrarea aceasta a mântuirii. Ia auziți ce spune Scriptura. Roman 6:18. De fapt, vă citesc mai multe pasaje la rând. Prin chiar faptul că ați fost izbăviți, nu știu că ne-am izbăvit singuri, de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. De ce trăim în neprihănire? Pentru că Dumnezeu ne-a izbăvit de păcat și ne-a făcut robi neprihănirii, da? Roman 6:6. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea sau de autoritatea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Nu mai suntem robi ai păcatului. Am fost izbăviți de păcat, spune Pavel. Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Galateni 5:24. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Galateni 6:14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Ideea este următoarea. În momentul nașterii din nou, autoritatea păcatului din viața ta a fost distrusă. A fost distrusă de Dumnezeu. Și n-ai fost lăsat neutru, ca Adam. Ci ai fost făcut rob neprihănirii, robul lui Dumnezeu. Asta spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu nu te-a lăsat a nimănui, te-a pus de sub autoritatea păcatului, sub autoritatea neprihănirii, de sub autoritatea voii celui rău, sub autoritatea voii lui Dumnezeu, de sub autoritatea diavolului, sub autoritatea lui Dumnezeu, de sub autonomia ta imaginată, sub robia lui Dumnezeu. Și lucrul acesta garantează perseverarea noastră în har. Nu există nicio coborâre a firii de pe cruce. Există pulsiuni ale firii puternice, dar firea nu coboară de pe cruce. Da? Firea nu își reia niciodată autoritatea în viața noastră. De ce? Fiindcă suntem robi al cuiva. Nu există posibilitatea, hai să vorbim de posibilități, nu există posibilitatea ca tu într-o zi să decizi să lași firea să ia din nou controlul vieții tale. Nu există posibilitatea asta. De ce? Că nu mai ești a tău. Nu mai ești sub autoritatea ta, nu mai faci ce vrei tu. S-a terminat, s-a încheiat cu lucrul ăsta. Dacă eu am pornit viața de credință crezând că eu tot timpul vieții mele pot să decid să fac ce vreau eu, mă îndoiesc că am început o viață de credință cu Domnul. Vă spun deschis lucrul ăsta. Dacă eu am trăit toată viața cu senzația asta că eu încă la cârma vieții mele și pot să decid ce vreau eu, îmi pun semne mari de întrebare asupra nașterii din nou.
asupra întoarcerii la Dumnezeu. Ce întoarcere la Dumnezeu? Ce evanghelie ți s-o predica ție de tu crezi până în ziua de astăzi că tu poți să faci ce vrei tu? Din nou. Ce evanghelie ai crezut tu atâția ani și în ce biserică ai stat tu de tu ai crezut toată perioada asta de timp că tu poți să faci ce vrei tu? Că te poți întoarce când vrei tu să faci ce vrei tu? Aia nu este evanghelia Domnului Iisus. Apostolii n-au avut niciun dubiu sub autoritatea cărei ființe din universul ăsta sunt. Și nu erau ei. Nu erau ei, autoritatea respectivă, da? Nu erau ei. Când citiți, sfatul meu pentru dumneavoastră în încheiere este aceasta. Când citiți rugăciuni din Sfânta Scriptură, însușiți-vă aceste rugăciuni. Pentru că ele sunt inspirate de Duhul Sfânt. Și veți vedea că zeci de rugăciuni din Sfânta Scriptură sunt adresate către Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să lucreze în inimile noastre voia Lui, plăcerea Lui. Este lucrarea suverană a Lui Dumnezeu. Însușiți-vă acest limbaj. Pentru că evanghelia ciuntită, deplorabilă, predicată astăzi, se aude în rugăciuni. Se aude în rugăciuni. Dumnezeu singurul cu care poate să-l facă îi creeze niște posibilități. Niște oportunități. Poate și el să miște câteva lucruri, așa mai de la distanță, să nu atingă din limbarea noastră voință. Rugăciunea mea, sincer vă spun, am făcut rugăciunea asta de foarte multe ori și continui să o fac. Nu este ca Dumnezeu să-mi respecte libera voință. Nu mă interesează dacă am așa ceva. Vă spun sincer, nu mă interesează. Singurul lucru pe care mi-l doresc este să fiu în fericire eternă cu Dumnezeu. Nu mă interesează care e starea liberei voințe a oricărui om de pe planeta asta. Când mă rog pentru mine, când mă rog pentru copiii mei, nu mă interesează de nicio liberă voință, nici de-a lor. Habar nu am dacă se potrivește lucrul ăsta cu filozofia sau psihologia lumii acestea. Nu mă interesează. Eu mă rog ca Dumnezeu să intervină supranatural în viața fiecărui om pentru care mă rog. Eu mă rog ca Dumnezeu, care e suveranul întregului pământ, să facă ce vrea El după voia Lui. Nu mă interesează de filozofiile lor, de cum se potrivește psihologia creșterii copiilor pentru copiii mei. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează ce spune Biblia. Și cred că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și că Dumnezeu este credincios și că Dumnezeu este autoritate supremă în universul ăsta. Care Dumnezeu toate inimile în mâinile Lui și le poate modela cum vrea El. Le poate pleca spre voia Lui. Le poate îndrepta spre voia Lui. Mă rog, Doamne, dacă am vreo liberă voință, fă ce vrei Tu cu ea. Îndreaptă-o unde vrei Tu. Uite, depinde de mine, uite, ți-am dat-o deja. Gata. Dar și faptul că am spus lucrul ăsta vine de la Dumnezeu. Și faptul că îmi doresc asta vine de la Dumnezeu. Inima îmi spune din... Caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Și se roagă după aia, nu ți-ascunde fața mea, nu ți-ascunde fața ta. Dumnezeu îl pune. El își dă seama că gândul acela vine de la El. Procesați, nu ratați niciun moment de singurătate în care Dumnezeu vă arată cât de hidoși sunteți pe dinăuntru. Procesați bine situațiile alea. Pentru că alea te vor ține treaz după aceea, când încep lucrurile să meargă bine. Adu-ți aminte cine ai fost când ai fost tu singur, că te lasă Dumnezeu câteodată. Și ai senzația că ești viermele pământului, ești ca un demon de stricat. Procesează bine situațiile alea. Pentru că când încep lucrurile să meargă bine, să fii sigur că merg bine, nu din cauza ta, nu din cauza mea, ci numai din cauza lui Dumnezeu. Noi ne simțim așa de pierduți și de ratați și de disperați când ne simțim departe de Dumnezeu și când vedem că ne bălăcărim în anumite păcate, în anumite ispite, în anumite situații, dar și acelea sunt lăsate spre sfințirea noastră, spre smerirea noastră, spre ducerea noastră în perseverență, în har, până la capăt. Și acelea sunt spre binele nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi și să încheiem cu oricare din rugăciunile Apostolului Pavel, care sunt inspirate, sau cea a Domnului Iisus Hristos, și nu ne duce pe noi în ispită și izbăvește-ne de cel rău. Și să lucreze Dumnezeu în noi orice lucru bun, de la dorințele bune până la faptele bune și tot ce este necesar în viața noastră ca să perseverăm. Amin. Cei care cred învățătura aceasta ar trebui să fie oamenii care se roagă cel mai mult. Este inacceptabil. Ascultați-mă, asta luați-o ca o mustrare, ca un îndemn, ca un sfat, cum vreți dumneavoastră. Este inacceptabil pentru noi ca adunare. Este inacceptabil. Să nu ne rugăm. Este inacceptabil. Și vedeți, citeam recet, cred că pe Teodor Popescu, îl citeam în weekend, el zicea, nu aștepta, aștept să ai jumătate de oră seara, să vezi tu cum se duce programul și nu o să ai jumătate de oră seara.
Nu așteptați, da, că mâine dimineața ai să vezi tu ce vine mâine dimineață. Și n-ai să mai faci lucrul ăsta. Presară-ți întreaga zi cu momente de rugăciune. Ai găsit un moment, te duci până la vale cu mașina să faci nu știu ce. Procesează, fă-ți un obicei de a face lucrul ăsta și să vezi că te rogi mai eficient decât te-ai fi rugat stând 30 de minute acolo. Nu zic să nu ai timpul ăla, ci spun să-ți faci un obicei în a trăi cu Dumnezeu. Eu am un exemplu fantastic care mi-a rămas pe retina minții mele când am fost în America și m-am întâlnit cu un frate păstor, Viorel Clinto. Cred că fratele Mihai îl cunoaște. Fratele ăsta nu rata cu o libertate și o naturalețe, parcă vorbea cu mine. Spunea, ieșeam din casă. Dacă ieșeam de 3 ori din casă, de 3 ori ne rugam când ieșeam din casă. Dar făcea natural. Hai să ne rugăm Domnul. Și ne rugam Domnul. Ne întâlneam cu cineva. Frate care, povestea una sau, hai să ne rugăm pentru lucrurile. Ne rugam pentru lucrurile. Și dacă cumulai, vedeai că nu te-ai rugat 10 minute sau 15 minute dimineața după care ai uitat toată ziua de Dumnezeu, că ai fost atât de ocupat, ci vedeai că toată ziua a fost încărcată, a fost într-un fel pătrunsă de prezența lui Dumnezeu. Însă atâția situații, atâția oameni cu care ne întâlnim, atâtea nevoi, atâtea probleme, atâția oameni hăituiți de satana, atâția frați care trec prin probleme și ne-am putea face sfântul obicei de a petrece timp în rugăciune cu ei. La cafea, la masă și ai să vezi când cumulezi, zici, domnule, am o viață de rugăciune. N-am reușit să fac toată viața lucrul ăsta, dar încep să-l fac acum. Uneori ne pune un target din ăsta imposibil de atins, la propriu. Și are și satana grijă. Ce ar fi dacă viața noastră și zilele noastre ar fi umplute de prezența lui Dumnezeu în felul acesta? Știind, forța motrice a rugăciunii nu este sugestia pe care ne-o dă Dumnezeu să ne rugăm. Nu este speranța noastră lipsită de conținut. Mă, sper că Dumnezeu poate să facă ceva în situația asta. Nu! Forța motrice a rugăciunii noastre este un Dumnezeu suveran, credincios, puternic, care poate să intervină, care intervine și va interveni în viața tuturor copiilor săi. Amin.